În această perioadă se fac înscrierile pentru cele două posturi vacante. Managerul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, Marinica Niculescu, spune că la finalul lunii va fi organizat și concursul. În moment avem în derulare trei posturi, respectiv de medic, asistent și ambulanțier. Pentru asistent, actele încep să se depună începând cu data de mâine, iar pentru medic și pentru ambulanțier deja e în derulare. Practic, până vinerea aceasta ar fi ca ultim termen de depunere a documentelor. La capitolul medici de urgență, Niculescu a mărturisit că nu se înghesuiesc specialiștii. Mai mult, ambulanța nu are niciun medic de urgență, iar managerul se declară sceptic în privința ocupării acestui post. Pentru asistent și pentru ambulanțier pot să vină mai multe persoane, sunt sceptic la medici. Că medicii de regulă nu solicită pentru ambulanță. Ambulanța este un serviciu destul de greu, medicii știu despre ce este vorba și nu o să prea avem participare. Mai am nevoie și de alte posturi, că mai am două posturi vacante de medici, dar sunt medici specialiști și acolo trebuie să solicit transformarea lor, pentru că specialiștii sigur nu vin și atunci trebuie să le transformăm ca pentru medici, medicină de familie sau medicină generală, că astea sunt similare. Specialiștii nu mă aștept oricum, dacă l-a scoate, sigur a face o procedură inutilă. Concursul pentru postul de ambulanțier va avea loc pe 27 mai. Cei care își depun dosarele de înscriere trebuie să știe că au nevoie de cursuri de prim ajutor și experiență de minimum un an pe mașini sanitare.